Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit la Focus. Este grevă generală în educație, 150.000 de cadre didactice nu au mai intrat astăzi la ore, negocierile cu guvernul au eșuat. Dosar penal pentru ucidere din culpă după tragedia de la stația de încărcare din orașul Pantelimon. Un bărbat a murit după ce mașina pe care o alimentat a sărit în aer. Și o ceartă într-un cuplu s-a sfârșit la spital. O tânără din Botoșan și-a înjunghiat soțul după ce acesta a anunțat-o că vrea să divorțeze. Este grevă generală astăzi în educație. Pentru prima dată după 18 ani, profesorii nu mai intră la clase și nu mai predau. Vor salarii mai mari, iar negocierile de aseară dintre guvern și sindicaliști nu au ajuns la niciun rezultat. Prima zi de grevă a provocat haos în școli pentru că cei mai mulți dascăli au întrerupt lucrul, dar au fost și unii care nu s-au alăturat protestului. De la Timișoara ne aduce detalii colegul nostru Ovidiu Vărădean. Ovidiu, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit, sunt peste 150.000 de angajați din învățământ în grevă și vorbim nu doar de profesori, ci și de personal auxiliar și personal nedidactic. Protestatarii cer în principal majorarea salariilor, ei vor ca un profesor debutant să ajungă la un venit de 4.000 de lei, iar un profesor cu gradul întâi, cu mulți ani de predare în spate, să ajungă la 7.000 de lei. Negocierile de până acum cu reprezentanții guvernului au eșuat și astfel s-a ajuns la acest moment, cel al grevei generale. Ultima grevă din învățământul românesc a avut loc în urmă cu 18 ani și a durat 3 săptămâni. Sindicaliștii sunt deciși să nu se întoarcă la catedră dacă nu le vor fi soluționate revendicările. În această dimineață, profesorii au venit la școală, au intrat în cancelarie și cei mai mulți dintre ei au rămas până la orele prânzului. Unii și-au făcut de lucru prin cabinete, au corectat teste, iar alții pur și simplu au stat la povești așteptând să se termine programul pe care l-avea fiecare. Au fost întocmite liste cu cei care au venit la școală, cu cei care participă la grevă, dar și cu cei care au decis să intre la clase. Și nu au fost puțini cei care au hotărât să nu se alăture protestatarilor. Atât deocamdată de aici. La revedere! Mulțumesc, Ovidiu, și vă spuneam că sunt și școli unde astăzi se fac ore. Nu se știe însă oficial câte clase fac cursuri și câte nu. Momentan, pe agenda guvernului, nu sunt anunțate alte negocieri pentru ziua de astăzi. Colegul meu, Cristian Cosmaciuc, se află acum la o școală din capitală, unde elevii au venit astăzi la ore. Cristi, bună ziua! Care este motivul pentru care acolo s-a decis să se desfășoare orele? Bun găsit! La acest liceu, o parte dintre profesori, nefiind membri de sindicat, au ales să-i cheme pe copii la școală, așa că unele clase funcționează astăzi după orarul normal. Cum însă aici are loc săptămâna verde, ei au ținut doar ore de pregătire, în special cu elevii din anii terminali. Chiar și așa, majoritatea copiilor au venit astăzi la școală, deoarece au programate diferite activități extracurriculare, pe care, în ciuda grevei, conducerea a ținut să le desfășoare. Alți elevi au venit pentru a preda manuale sau pentru a se interesa de încheierea situațiilor de la final de an școlar. În mod oficial, peste 70% dintre profesorii din țară sunt în grevă generală. Însă nu există o statistică exactă, dat fiind faptul că o mulțime de dascăli s-au alăturat membrilor de sindicat. Din câte am discutat cu unii profesori, această situație ar putea avea anumite consecințe grave pentru elevi. Vorbim despre amânarea examenelor naționale sau posibil înghețarea anului școlar, lucru care i-ar afecta în special pe absolvenții de liceu care vor să aplice la o facultate în străinătate. Profesorilor din învățământul preuniversitar li s-au alăturat și cei din învățământul superior. Vorbim despre 10.000 de angajați din facultăți care au ținut astăzi între orele 11 și 13 o grevă de avertisment. Sindicaliștii au spus că nu se știe până când va dura acest protest și că singura rezolvare ar putea fi ca guvernanții să vină cu soluții concrete. Livia? Mulțumesc, Cristi, iar profesorii amenință că vor continua protestele până când guvernul le va asculta doleanțele. Discutăm despre acest subiect mai târziu în jurnal cu invitatul nostru. Alunecări de teren pe drumul național 17B în localitatea suceveană Holda. Bucăți de pământ și piatră s-au desprins din munte chiar sub ochii muncitorilor care se ocupau de consolidarea versantului.
Circulația a fost complet blocată. Muncitorii au adus mai multe utilaje cu care încearcă să elibereze drumul. În zona au loc destul de des alunecări de teren, motiv pentru care autoritățile locale au început să ia măsuri. De-a lungul timpului, însă, drumul național 17B a devenit din această cauză aproape impracticabil. Revoltă, neputință, disperare. Sunt cuvintele care descriu drama trăită de părinții unui băiețel bolnav de cancer. Copilul ar putea merge la tratament în Franța, acolo unde are o șansă. Documentele au fost făcute, dar șefa secției din România refuză să semneze formularul european care ar permite tratamentul gratuit la Paris. Acum părinții încearcă să strângă bani din donații. Cu mai multe detalii despre acest caz vine colega mea Ana Maria Maxim. Ana, te ascultă. Bună ziua, Livia, bun găsit tuturor. Numele băiețelului este William Solomon și are 10 luni. În urmă cu 3 luni a fost diagnosticat cu o formă de cancer cerebral în gradul 4. Așa cum era firesc, părinții au început să se intereseze și au aflat că cel mai bun tratament pentru boala copilului lor este la o clinică din Franța. Numai că șefa secției de oncologie pediatrică de la Institutul Oncologic București refuză să întocmească referatul care i-ar permite copilului să meargă gratuit la tratament în Franța prin intermediul formularului european E112. Asta deși tratamentul din România, curele de chimioterapie nu au dat rezultate până acum, ba dimpotrivă, starea copilului se degradează de la o zi la alta. Părinții povestesc însă că medicul, șefa de secție, le-a spus că, oricum ar fi, protocolul de aici, din România, trebuie urmat. Disperați, părinții au început să strângă bani de donații în așa fel încât să plătească tratamentul și să meargă în Franța pe banii lor. Este vorba de 370.000 de euro, bani pe care vor trebui să-i plătească dacă nu vor avea semnătura respectivă, bani de care depinde viața micuțului Solomon. Mai multe detalii despre acest caz, dar și ce spune mama copilului, vedeți diseară la ora 18 la Focus. Livia? Mulțumesc, Ana. Au apărut imagini cu momentul în care o mașină a explodat la stația de alimentare cu gaz din orașul Pantelimon, de lângă capitală. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Un bărbat a murit, iar un altul este internat în stare gravă la spital. Cel care a murit era un angajat al stației și tocmai alimenta mașina, iar celălalt este șoferul autoturismului. Polițiștii au deschis dosar penal după tragedie pentru ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor legale de sănătate și securitate în muncă. Mamă! Da! Mașina a explodat chiar în incinta unei stații de alimentare cu gaz natural comprimat din comuna Pantelimon. Deflagrația a fost atât de puternică încât bărbatul în vârstă de 26 de ani, care alimenta mașina, a murit pe loc. Șoferul a fost rănit. Explozia nu a fost urmată de un incendiu, însă mașina a fost distrusă în totalitate. Alimentarea cu gaze a fost oprită imediat, iar traficul în zonă a fost restricționat. La fața locului a ajuns și un echipaj specializat în intervenții în caz de accident chimic. Alimentarea cu gaze a fost oprită, traficul în zonă a fost restricționat. Au intervenit 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, detașamentul special de salvatori, un echipaj CBRN și un echipaj de descarcerare și 4 ambulanțe SMURT. În acest moment, dispozitivul este redimensionat. La fața locului se mai află o autospecială de stingere cu apă și spumă pentru asigurarea zonei. Din primele informații ale celor care verifică ce s-a întâmplat, se pare că a explodat butelia din interiorul mașinii. Explozia a fost atât de puternică încât s-a auzit pe o distanță de sute de metri. Butelia a zburat 100 de metri peste bulevardul Biruinței, într-un spațiu verde de lângă un hipermarket. Da, m-a trezit explozia. Da, am ieșit și am verificat instalațiile. Păi stau după cvartalul ăsta de clădiri. Foarte tare. Bum! Foarte tare ca la război. Dar ce fel de gaz comprimat e ăla de a bubuit așa? Atât de tare s-a auzit. Ca o stație specială, da. S-a auzit foarte tare. A explodat mașina în cauză atât timp și a decedat operatorul de la pompă și șoferul mașinii rănit la spital. Vi se pare periculoase mașinile astea? Foarte periculoase. O presiune mare, 200 ceva de bari față de GPL, care are 20 de bari, un 10-20 de bari.
foarte periculos. Ancheta poliției este în curs. Proprietarul stației de alimentare cu gaz comprimat, unde s-a întâmplat tragedia, susține că astfel de accidente se întâmplă des, deoarece instalațiile de pe mașini sunt verificate superficial la rar și trec examenul foarte ușor. Mai mult, chiar legislația spune că dacă butelia instalației este în termenul de valabilitate, adică 20 de ani de la data fabricației, ea nici măcar nu trebuie verificată. Mai multe despre acest subiect aflați în această seară la ora 18 la Focus. A petrecut toată noaptea cu alcool, s-a suit la volan și a plecat spre casă. Nu a ajuns însă prea departe, pentru că în cale i-a apărut o bordură. Șoferul, un tânăr din Suceava, a fost prins de polițiști imediat după accident. Era atât de beat că nici nu se putea ține pe picioare. Avea o alcoolemie de 0,62 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Tânărului, bine dispus, i s-a deschis dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și a altor substanțe. Dragoste cu năbădăi pentru un cuplu din Botoșani. O tânără de 26 de ani și-a înjunghiat soțul după ce bărbatul a anunțat-o că vrea să divorțeze. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Scandalul ar fi pornit când bărbatul, în vârstă de 38 de ani, a aflat că soția îl înșală, iar femeia s-a înfuriat când a auzit intențiile sale. A luat un cuțit de bucătărie și l-a lovit fără milă. La fața locului au ajuns și medicii, care i-au acordat primul ajutor și l-au transportat la spital. Tânăra a fost reținută pentru 24 de ore pentru violență în familie, iar ulterior oamenii legii au schimbat încadrarea la tentativă de omor. Femeia își va petrece următoarele 30 de zile în arest. La Galați, sute de oameni au stat astăzi la coadă, chiar și 6 ore, în fața primăriei ca să iau un pachet cu alimente de la Uniunea Europeană. Pe principiul primul venit, primul servit, beneficiarii au îndurat durerile și oboseala ca să fie siguri că vor pleca acasă cu o cutie plină cu făină, mălai, ulei și alte alimente de bază. Sute de călățeni au umplut curtea primăriei și au așteptat la cos pentru pachetele cu alimente oferite persoanelor cu dizabilități. Deși sunt 7.000 de oameni cu certificat de handicap în întreg orașul, autoritățile locale au oferit numai 2.300 de astfel de pachete. Mulți au venit încă de azi noapte. La 1.30 am venit. Da? La 1.30. La 1.30 dimineața. Aveți mare nevoie, înțeleg, de alimentele astea. Să le luăm și noi, avem nevoie de ele. Eu iau pentru băiat. Pentru băiatul în casă, cu handicap. În casă, aveți banii puțini? E, puțin și n-ajung. Trebuie să fac economii din tot ce pot eu. Un astfel de pachet cântărește peste 25 de kilograme și conține făină, mălai, paste, ulei, conserve, compot de fructe și gem. Un ajutor binevenit, spun mai ales cei care au venituri foarte mici. De la ce oră stați? Păi de pe la ora 2. De la 2 dimineața? 2:30, doamnă. Da. Eu și mai aveți putere? Dacă da, vreați la ora 5. Soțul meu este cu handicap de 14 ani și rândul trecut s-a mai dat o tranșă și n-am putut să iau atunci. De când stați, doamna, aici? La 2. Și acum este ora? Ora 8:30. Mai aveți putere? Mai aveți răbdare? De ce cu mine? Am un copil, nu mai am cuvinte de spus. Foarte greu, foarte greu. Copilul are niște dureri. În curtea primăriei a fost montat și un cort unde oamenii au putut să bea apă sau ceai. Stăm aici să luăm și noi alimentele astea câțiva e mama noastră. În loc să facă altceva statul român și cu primăriile din țară, ce să facă? Pune oamenii bolnavi și vai de capul lor care se ducă să ia 25 de chili. Din cauza numărului mare de persoane, primăria a început programul cu 3 ore mai devreme. La ora 8 oficial începea programul, dar noi, pentru a veni în întâmpinarea dumnealor, am început distribuția la ora 5 dimineața. În funcție de numărul pachetelor rămase, acestea vor fi distribuite și mâine.
Apariție periculoasă la o nuntă din localitatea Refu, din nordul județului Argeș. Un urs de dimensiuni medii s-a năpustit spre intrarea unui restaurant unde era organizată petrecerea. E în spatele mașinii mele. Gata, a plecat. Vine el, vine el. Invitații au început să strige la animal, iar unul chiar a încercat să-l lovească. După cum se vede în imagine, atacul cu bățul a fost total neinspirat. Ursul s-a întors spre bărbat, care, înfricoșat, s-a împiedicat și a căzut pe spate. A fost salvat de ceilalți care au făcut zgomot și au speriat animalul. După câteva minute, ursul a plecat în pădurea din apropiere. Este sărbătoare la Constanța. Farul lui Gheorghe Hagi face parada campionilor cu trofeul Superligii pe străzile orașului de la Malul Mării. Farul a învins-o aseară cu 3-2 pe FCSB în meciul decisiv pentru titlu. De la Constanța, Corina Marinaș ne aduce mai multe informații despre paradă. Corina, bună ziua! Te ascultăm! Bun găsit! Sărbătoarea continuă aici la Constanța. După o noapte agitată pentru jucătorii lui Gheorghe Hagi, s-a petrecut foarte mult într-un club. Primul titlu sub titulatura Faru și al doilea titlu obținut de Gheorghe Hagi din postura de antrenor în Superliga. Vor fi astăzi momente unice pentru jucătorii Farului, pentru că vor avea parte de o paradă, vor prezenta trofeul publicului constanțean. Vor avea un traseu care va pleca în jurul orei 18:45 de la stadionul Farul. Vor continua traseul pe Bulevardul Mamaia, iar totul se va încheia în piața Tomis din Constanța. Pe tot parcursul paradei, oamenii care vin acolo în piața Ovidiu vor putea urmări imaginile pe un ecran imens, iar la ora 19:30, în funcție de cât de repede vor putea merge cu acest autocar descoperit, vor putea prezenta oamenilor care vin în piață trofeul obținut la finalul acestui sezon. A fost o bucurie imensă și pe stadion aseară, așa că oamenii așteaptă să vadă și ei trofeul obținut de jucătorii Farului. Mulțumesc, Corina! Împreună cu toți membrii G7, sprijinim Ucraina, nu plecăm nicăieri. Este mesajul transmis de Joe Biden de la Hiroshima. Membrii G7 au lăudat vizita istorică a președintelui ucrainean în Japonia și au promis ajutor neclintit țării. Statele Unite au anunțat un nou pachet de ajutor militar în valoare de 375 de milioane de dolari. I'm announcing the next tranche of U.S. security assistance to Ukraine, a package that includes more ammunition, artillery, armored vehicles to bolster Ukraine's battlefield abilities. And the United States continues to help Ukraine respond, recover, and rebuild. And we're also supporting your pursuit of a just peace. Just one aspect of Ukraine's sovereignty and territory. Premierul japonez, care a prezidat summitul, a lăudat solidaritatea demonstrată de liderii G7 cu Ucraina invadată. Ba daitorio wo Nippon ni omaneki shite G7 to Ukraina no yurugi nai rentai wo shimesu to tomo ni G7 toshite hou no shihai ni motozuku juyou de hirakareta kokusai tsujo no 重要性を確認し、これを守り抜く決意を新たにするとのメッセージを世界に向けて力強く示せたことは意義深いことであると。 Unitatea G7 a fost lăudată și de premierul britanic. Instrumentele militare, diplomatice și economice ale G7 sunt parte din instrumentele contraofensivei ucrainene, a transmis Rishi Sunak. Marea Britanie s-a arătat dispusă să înceapă să antreneze piloți ucraineni din vara aceasta. I want to pay tribute to my friend Vladimir, and I believe his attendance at this G7 was a moment of historic significance. The image of the G7 and our partners standing shoulder to shoulder with President Zelensky sends a powerful message about the unity and determination
of the G7 allies. Emmanuel Macron, Olaf Scholz și Justin Trudeau au transmis și ei mesaje de solidaritate, dar și promisiuni de sprijin pentru Ucraina. Președintele american a discutat cu premierul japonez și cu președintele sud-corean, pe care i-a invitat la o întâlnire trilaterală la Washington, conform unor oficiali americani. Europa este Republica Moldova, iar Republica Moldova este Europa. Sunt cuvinte spuse în română la Chișinău de președinta Parlamentului European la cel mai mare meeting pro-european. Zeci de mii de steaguri ale Uniunii Europene au fost fluturate alături de drapele ale Republicii Moldova. Obiectivul administrației de la Chișinău este ca țara să fie parte din Uniunea Europeană până în 2030. Cetățeni ai Republicii Moldova, dragi europeni, I am so proud to be with you. Așa a început discursul Robertei Metsola, ținut în fața 75.000 de moldoveni. Președintele Parlamentului European a fost prezent la Chișinău, unde a avut loc adunarea Moldova Europeană. Am venit să spunem răspicat, cu încredere și cu mândrie. Moldovenii sunt europeni. Locul Moldovei este în Uniunea Europeană. You choose Europe and Europe will welcome you with open arms. Moldova nu este singură. Maia Sandu a anunțat care ca obiectiv să ducă Moldova în Uniunea Europeană până în 2030. Avem datoria să muncim pentru ca toți copiii Moldovei să fie fericiți, iar cei care se nasc să meargă în clasa întâi ca cetățeni europeni. Ne dorim ca cei care azi sunt în diasporă să poată veni acasă mai des, mult mai des, sau să vină de tot acasă. Solidaritate! I'm learning Romanian now. And I give you my commitment here. We will support you on this journey for as long and for as much as it is needed. Manifestații nu au avut loc doar la Chișinău. Moldoveni din toate statele europene și-au arătat susținerea pentru aderarea țărilor la Uniunea Europeană și-au ieșit în stradă în orașe precum Paris, Roma, Madrid sau București. Vulcanul Etna, cel mai înalt și activ vulcan din Europa, a erupt din nou. A urmat apoi o ploaie cu cenușă care a acoperit cel mai mare oraș sicilian, Catania. Norii nu au permis observarea fenomenului, lava în flăcări este adesea un adevărat spectacol. Nu au fost răniți, dar imaginile au surprins mașini și străzi întregi acoperite de cenușă. Zborurile au fost suspendate până aseară. Aeroportul din Mexico City și-a închis și el operațiunile din cauza cenușii provenite de la vulcanul Popocatépetl, care este activ de câteva zile. Scandaluri și controverse în a patra seară la Cannes. Pe covorul roșu, o femeie îmbrăcată în culorile Ucrainei s-a acoperit cu sânge fals în semn de protest față de război. În același timp, directorul general al festivalului a fost surprins într-o dispută aprinsă cu un polițist. Moment de încordare la Cannes când Thierry Frémaux, director general al festivalului, a avut o altercație cu un polițist în fața hotelului Carlton. Mergea pe o bicicletă electrică și nu s-ar fi conformat când agentul i-a cerut să oprească. Frémaux a anunțat că va depune plângere împotriva acestuia. M-ai lovit, e filmat, o să ajungă foarte departe, a spus el. Un alt incident s-a petrecut de data aceasta pe covorul roșu. Înainte de prima proiecție, o femeie îmbrăcată în culorile drapelului Ucrainei s-a mânjit cu sânge fals, în semn de protest. Ea a fost ridicată de agenții de securitate. Seara a continuat apoi fără incidente. Actorii Alicia Vikander și Jude Law s-au alăturat regizorului Karim Aynuz pentru premiera thrillerului Firebrand. După, Alicia Vikander a primit ovații timp de 8 minute. Lungmetrajul concurează pentru marele premiu al festivalului.
însă favorită la câștigarea trofeului Pandor este pelicula lui Ken Loach, The Old Oak. Drama spune povestea unui proprietar de cărciumă dintr-o comunitate minieră. Bărbatul se luptă să-și păstreze afacerea în timp ce tensiunile cresc în oraș, care trebuie să adăpostească refugiați sirieni. Filmul Zona de interese a lui Jonathan Glazer este și el un pretendent serios la premiul Palme d'Or alături de Zile perfecte. Marele câștigător al festivalului de la Cannes va fi desemnat sâmbătă. Din dragostea unui om pentru grâne și pentru pâine s-a scris în urmă cu 25 de ani povestea unei brutării. Este ceea ce spune Raluca Ardelean de fiecare dată când vorbește despre fabrica de pâine și de turtă dulce pe care o are împreună cu soțul ei în comuna timișană Chizătău. La început a fost moara, apoi brutăria, iar acum a făcut un produs unic în România pe care se luptă să-l transforme într-un brand național. Turta dulce cu umplutură de fructe. A convins deja o rețea de magazine din România să-i preia prăjiturelele. Singura concurență din piață o reprezintă un produs similar importat din Ucraina. Urmăriți un nou material al campaniei Prima News și Focus Susținem România, mănâncă românești. Povestea morii din deal de la Chizătău începe imediat după Revoluție. Un fost brutar a decis să ridice pe un teren gol o construcție. În câțiva ani a scris o poveste despre familie, despre bucuria de a munci pământul și de a-i culege roadele. Cel care a avut ideea nu mai este, însă moștenirea lui a rămas familiei, care nu doar că i-a dus mai departe visul, dar a și dezvoltat afacerea. Am început tot ca un greenfield, dar românesc, și s-a început construcția morii. Socrul meu, făcând parte dintr-o familie de brutari, cumva a vrut să ducă tradiția mai departe. Și s-au gândit la momentul acela că e vital pentru business-ul nostru să avem moară proprie. Așa a început cu construcția morii. După 2 ani, moara funcționa la capacitate maximă. A început apoi construcția unei brutării. Pâinea făcută la Chizătău a ajuns cunoscută în toată zona Lugoșului și mulți ani a fost pe rafturile a 10 de magazine. Pandemia, apoi criza energetică și nu în ultimul rând intrarea puternică pe piața marilor trader de grâu au făcut ca moara să nu mai fie rentabilă. În schimb, fabrica de pâine nu doar că a continuat tradiția, dar a și intrat pe un segment nou cu un produs unic în România. Turta dulce cu umplutură de fructe. Va fi prima turtă dulce care are o poveste, acest personaj, pentru care avem bucuria ca o tânără artistă să fi creat și desenele, sunt în acuarelă și o să facem o mică colecție de rotunjoare cu fiecare poveste a fiecărui fruct și sperăm să ne însoțească în călătoria turtei dulci în România. La început au folosit 3 tipuri de gemuri, căpșune, prune și caise. Clienții spuneau însă că vor mai mult, așa că în gama de rotunjoare, așa cum au decis să le spună cei care lucrează în brutărie, s-au adăugat cele cu gem de vișine, zmeură și gutui. Avem o turtă dulce cu umplutură de gutui, o turtă dulce pe care am creat-o special pentru competiția Gastropan, împreună cu un furnizor de-al nostru. Am decis să ieșim așa un pic cu ceva inovativ. Noi nu știm să există o turtă dulce cu umplutură de gutui. Este extraordinar de bună și ne duce cu... Da. Și ne duce cu gândul la poveștile din copilărie. Cam acest concept noi am vrut să-l dezvoltăm în jurul produsului nostru. Poveștile sunt frumoase, însă micii antreprenori s-au lovit și de numeroase probleme. La început de proiect, mai nimeni nu te ajută. În sensul că am avut provocări de la cutia în care am ambalat produsul, care era prea înaltă și atunci cutiile mi s-au turtit și noi nu am știut acest lucru fiind la început de drum. Ideal ar fi fost să fi lucrat cu furnizori mai mari, dar furnizorii mai mari nu lucrează cu cantități de 1500 de cutii. Ori pentru noi, la început, puneam adecvat ambalajul. A durat aproape 30 de zile să primim punguța, după aceea aproape încă 30 de zile să primim cutiuța, ori clientul nostru nu prea are răbdare. Raluca Ardelean a reușit să cumpere un echipament performant de capacitate mai mică, dar care o ajută să acopere solicitările. Apoi și-a ales o echipă de tineri dornici să o ajute, care sunt din comunele din zonă și care se mândresc că pot lucra într-o brutărie de tradiție devenită peste noapte patiserie. Într-o parte este cumva cu gem, într-o parte este cu vacuala, la un moment dat se întâlnesc în mijlocul aparatului, iasă produsul finit cântărit.
După care merg pe bandă, se așează automat, iar eu împreună cu colegii mei luăm tava și o punem pe rastel, după care rastelul intră la cuptor. Iar cuptorul încins la peste 200 de grade transformă aluatul cu umpluturi diverse în turtă dulce. Așa continuă povestea gustului bun, aromat și delicios, pentru că, spune Raluca Ardelean, rotunjoarele duc bucuria copilăriei mai departe, către, de ce nu, un brand național. Nu doar țara noastră a devenit refugiu pentru sinistrații ucraineni, ci și vecinii de la sud. Bulgaria i-a primit pe cei pe care războiul i-a alungat de acasă și le-a oferit și de muncă, mai ales pe litoral. Avem detalii după o scurtă pauză, rămâneți cu noi. Educația a intrat în grevă. Soluția rezolvării acestei situații este, spun profesorii, la guvern. Iar oficialii de la Palatul Victoria le-au transmis profesorilor că momentul este unul prost ales pentru că afectează perioada de examene, iar munca elevilor va fi compromisă. De cealaltă parte, cadrele didactice acuză că de 5 luni cer negocieri cu mai marii statului, iar greva a fost soluția radicală pentru a ajunge la aceeași masă cu ei. Profesorul Sorin Dragnea se află acum în legătură directă cu noi și spun bună ziua. Este o întrebare care stă pe buzele tuturor, cât va dura această grevă? Să rămâne, mulțumesc pentru informație, pentru invitație. Greva va dura până când guvernanții vor găsi o soluție. Până acum am avut, eu știu, o tăcere totală din partea Guvernului României. Ultima oară când am discutat serios despre lucrul acesta s-a putut întâmpla în decembrie. De atunci, în fiecare lună, am fost în fața Palatului Victoriei în acțiuni de protest. Pe 10 mai au fost peste 15.000 de salariați din învățământ la meetingul acesta din București, pe care toată societatea românească l-a putut observa. Singura discuție care a avut loc cu guvernul a fost ieri, când premierul Ciucă și toți miniștrii grei din guvernul Ciucă-Ciolacu au venit cu aceleași promisiuni din decembrie, adică neonorate nici până în ziua de astăzi. Acum mi se pare deja un semn de obrăznicie să arăți cu degetul către colectivele de profesori din școlile din România că și-au ales momentul prost pentru a declanșa această grevă. Ei și-au ales momentul prost pentru guvernare. Faptul că nu au găsit și din ce în ce mai multe categorii socioprofesionale sunt nemulțumite de actul de guvernare înseamnă că ei trebuie să-și facă o analiză mai profundă. Peste 70% dintre salariații din învățământ au semnat pentru declanșarea grevei generale începând cu 22 mai, adică de astăzi. În toate județele țării se derulează grevă generală, iar ea se va întinde până când guvernul va veni cu o soluție viabilă. Revendicările salariaților din învățământ, guvernul le cunoaște de mai bine de 6 luni. Nu pot spune că au fost luați prin surprindere săptămâna aceasta de aceste revendicări. Spuneți că au fost promisiuni, la fel ca și înainte, fără măsuri concrete. Spuneți-ne la ce revendicări ar putea renunța sindicatele și ca să treacă peste această grevă? La oricare dintre revendicări se renunță în momentul de față înseamnă închiderea școlilor. Pentru că efectiv s-a ajuns într-o situație în care procesul de învățământ nu mai poate continua. Lipsa de securitate în unitățile de învățământ, nu vorbim doar de salarizarea cadrelor didactice care a rămas de mizerie. Statul român este și acum dator dascărilor, sunt hotărâri judecătorești încă neachitate. Statul român are datorii la salarii cu angajații în învățământ de mai bine de 5 ani, pe care a găsit de cuvință să le așaloneze în următorii 5 ani de zile. Din cauza lipsei de finanțare, din cauza salariilor foarte mici pe care le au toți angajații din sectorul de învățământ, cadre didactice, didactic auxiliar și nedidactic, această categorie a devenit neatractivă, nu mai avem angajați, sunt în momentul de față unități de învățământ, atenție, din mediul urban, din capitală, din municipii reședință de buget, de municipii reședință de județ, care au catedre neacoperite în momentul de față, pentru că nimeni nu mai vine să predea pe aceste salarii. Personalul nedidactic nu mai există, nu mai avem paze în școli, a devenit un loc sigur pentru traficarea drogurilor. Constatăm neputincioși că în grupurile sanitare la elevi sunt seringi, sunt garouri, pentru că nu mai are cine să controleze accesul copiilor în școală, nu mai are cine să controleze accesul necunoscuților în școală.
nu mai are cine să igienizeze în unitățile de învățământ, nu mai avem contabile, nu mai avem secretare, nu mai avem profesori și astea doar pentru faptul că salariile sunt foarte, foarte mici. Deci la niciuna dintre revendicările respective nu se poate renunța în momentul de față și facem apel la întreaga societate și mai cu seamă la părinți. În momentul de față, dacă se gândesc la viitorul copiilor lor, trebuie să susțină acum greva din învățământ, pentru că altfel vor rămâne fără dascăli. Societatea românească își plătește profesorii ca să îi educe pe copii, să îi învețe carte, așa cum s-a spus dintotdeauna. Nu doar să îi păzească atunci când părinții nu au cu cine să îi lase acasă. Spuneați că sunt 70% dintre profesori care au semnat pentru această grevă generală. Ce se întâmplă cu cei care au decis să nu se alăture grevei? Cei care au decis să nu se alăture grevă, deocamdată sunt și dintre aceștia, pentru că probabil pe măsură ce vom înainta în această grevă, vor fi din ce în ce mai mulți care se vor alătura participanților la grevă încă din prima zi. Aceștia desfășoară activitatea, trebuie să își înștiințeze copiii, efectivele de elevi, colectivele de elevi și să-și deruleze programul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Probabil că sunt unii dintre ei care din diverse motive nu le comentăm, nu pot face această grevă. Și atunci aceștia trebuie să-și desfășoare activitatea. S-a arătat cu degetul și în mod neașteptat, repet, obraznic, de la Guvernul României se arată cu degetul către profesori că au ales prost acest moment. Nu, profesorii au ales acest moment când le-a ajuns cuțitul la os. Și dacă societatea arată acum cu degetul către profesori că se apropie examenele și ei au intrat în grevă, ce grevă s-a făcut la metrou noaptea când pasagerii dorm? Ce grevă se face la STB în noaptea de Revelion când pasagerii petrec? Acum este un semnal de alarmă. Dacă vreți, stimați guvernanți, rezolvarea acestor probleme, începeți dialogul și găsiți soluții. Și duminică, ieri, în al 12-lea ceas, reprezentanții salariaților au venit cu soluții viabile. Le-ați refuzat fără ca măcar să vă gândiți dacă ele sunt viabile sau nu. De ce le-au refuzat? Ce motivație au avut? Este limpede, acest guvern, această coaliție este una extrem de fricoasă. Se apropie anul viitor, an electoral, și acum dacă vor rezolva o categorie de interes național, cea a educației, alături de cea din sănătate, au temerea că nu vor face față cu cheltuieli la buget și pentru asta probabil că ar trebui să facă rost de niște resurse pe care deocamdată sunt incompetenți să le aducă la bugetul statului. Își pasează guvernarea de la unii la alții. Domnul Ciolacu spune că trebuie amânată rotativa pentru că nu vrea să preia PSD-ul o guvernare, un post de premier cu mișcări de stradă. Domnul Ciuc anunță că își prezintă demisia și iată cum societatea românească are acum o clasă politică cu o majoritate covârșitoare. Nu multe state în Europa se bucură de o așa zisă stabilitate politică, iar ai noștri guvernanți încearcă să paseze cartoful încins de la unii la alții, ei fiind într-o coaliție. Mai degrabă se ceartă, dispută ministerele cu bugete consistente, dar asupra problemelor pe care societatea românească le are, ei se întorc cu spatele. Repet încă o dată pentru a nu știu câte oară, de revendicările salariaților din învățământ, nu doar de cele de natură salarială, de problemele din sistemul de învățământ, guvernanții noștri, premierul Ciucă, președintele Ciolacu, președintele Republicii Klaus Iohannis, profesor la bază, fost inspector școlar general, fost primar care a răspuns de administrația școlilor din județul Sibiu, până acum nu au acordat nicio atenție. Este inadmisibil ca un președinte profesor la bază, până la această oră, să nu-i fi chemat pe reprezentanții guvernului, pe reprezentanții partidelor politice, pe reprezentanții salariaților din educație și să medieze acest conflict deja declanșat, în conflict de muncă deja declanșat. Este inadmisibil într-o perioadă în care vorbim despre România educată, acest proiect falimentar al președintelui Republicii României. Rușine întregii clase politice care ne guvernează în această perioadă. Rușine! Dacă totuși soluțiile vor întârzia să apară, sunteți dispuși să mergeți până la capăt, inclusiv să afectați programul de examene? Copiii nu vor rămâne neexaminați. Copiii nu vor rămâne fără examenul de bacalaureat, fără examenul de evaluare națională sau fără încheierea situațiilor școlare. Acestea se vor derula în momentul în care
În învățământ se va relua activitatea, iar în învățământ nu se va relua activitatea până când guvernanții nu vor veni cu soluții viabile. Noi nu vrem să blocăm. Dascării din ziua de astăzi nu vor să blocheze viitorul copiilor care acum sunt pe băncile școlilor. Vor să atragă atenția că după ce această generație de clasa 12-a termină liceul, urmează și alte generații care nu mai pot continua în condițiile în care ne aflăm acum. Cum vi se pare că merg lucrurile până acum, având în vedere că astăzi este prima zi de grevă și totuși nu au fost planificate alte negocieri? Sunt foarte mulțumit de răspunsul pe care l-au dat colegii noștri. Este foarte prompt și dacă, eu știu, media, televiziunile reușesc să stea de cele mai multe ori de vorbă cu reprezentanții profesorilor, cu reprezentanții sindicatelor, să știți că mesajele noastre sunt de fapt cele care ne vin din unitățile de învățământ. Și toate gândurile pe care eu vi le-am transmis astăzi sunt adunate de la toți colegii pe care eu îi reprezint din unitățile de învățământ din București. Guvernanții trebuie să știe un lucru foarte clar. După mesajul de ieri pe care ni l-au dat printr-o negociere, pe care haideți să o numim negociere, în urma întâlnirii, că negociere nici nu se poate vorbi, dacă discuțiile, negocierile nu se reiau urgent la Palatul Victoria, aceste negocieri se vor muta în stradă. Spuneți-ne, cum s-au organizat școlile în ceea ce îi privește pe elevii care nu urmează cursuri? Cum va fi recuperată materia? Asta face parte din programul de discuții și de negocieri pe care îl vom avea cu reprezentanții Guvernului și reprezentanții Ministerului Educației în zilele următoare. Am vrut să facem lucrul acesta încă de săptămâna trecută. Am vrut să facem lucrul acesta încă de la meetingul din 10 mai. Vă dau un semnal de analiză. După meetingul de 10 mai, după mai bine de o săptămână, reprezentanții guvernului nu au dat niciun semn. Unde ați pomenit ca reprezentanții profesorilor, 15.000 de profesori din toată țara, veniți pe banii lor din toată țara să atragă atenția guvernului că în sistemul de învățământ nu se mai poate, iar aceștia să nu fie primiți la discuții. În mod cert, ne dorim ca acest an școlar să fie încheiat cu bine. Profesorii sunt cei care se gândesc la binele elevilor lor, pentru că noi i-am adus, noi i-am crescut alături de părinților. Nu guvernul Ciucă, nu președintele Ciolacu i-a făcut pe acești copii ca să devină adolescenți viitorii alegători de mâine. Profesorii sunt răspunzători și sunt alături de toate familiile acestor copii care în această perioadă își pregătesc examenele naționale și drumul lor pe mai departe în învățământul universitar în țară sau în străinătate. Dar guvernanții trebuie să înțeleagă faptul că acum trebuie să dăm un semnal că România altfel moare. Spirul Haret a spus acum 100 de ani, când a venit și și-a convins colegii de guvernare că învățământul trebuie să devină gratuit și obligatoriu, că proiectul este acela de a construi cetățeni, un părinți de familie, pentru a întări statul. Cei care guvernează acum sabotează viitorul acestei nații, sabotând sistemul de educație. Așa nu se mai poate. Profesor, pentru toate aceste precizări. Conține frunze de aur, trufe albe, italiene, brânzeturi naturale și este cea mai scumpă înghețată din lume. Se găsește în Japonia. Cât costă, vă spun după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi. Este grevă generală astăzi în educație. Pentru prima dată după 18 ani, profesorii nu mai intră la clase și nu mai predau. Vor salarii mai mari, iar negocierile de aseară dintre guvern și sindicaliști nu au ajuns la niciun rezultat. Prima zi de grevă a provocat haos în școli, pentru că cei mai mulți dascăli au întrerupt lucrul. Dar au fost și unii care nu s-au alăturat protestului. De la Timișoara ne aduce detalii colegul nostru Ovidiu Vărădean. Ovidiu, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit, sunt peste 150.000 de angajați din învățământ în grevă și vorbim nu doar de profesori, ci și de personal auxiliar și personal nedidactic. Protestatarii cer în principal majorarea salariilor. Ei vor ca un profesor debutant să ajungă la un venit de 4.000 de lei, iar un profesor cu gradul întâi, cu mulți ani de predare în spate, să ajungă la 7.000 de lei. Negocierile de până acum cu reprezentanții guvernului au eșuat și astfel s-a ajuns la acest moment, cel al grevei generale.
Ultima grevă din învățământul românesc a avut loc în urmă cu 18 ani și a durat 3 săptămâni. Sindicaliștii sunt deciși să nu se întoarcă la catedră dacă nu le vor fi soluționate revendicările. În această dimineață, profesorii au venit la școală, au intrat în cancelarie și cei mai mulți dintre ei au rămas până la orele prânzului. Unii și-au făcut de lucru prin cabinete, au corectat teste, iar alții pur și simplu au stat la povești așteptând să se termine programul pe care l-avea fiecare. Au fost întocmite liste cu cei care au venit la școală, cu cei care participă la grevă, dar și cu cei care au decis să intre la clase. Și nu au fost puțini cei care au hotărât să nu se alăture protestatarilor. Atât deocamdată de aici. La revedere! Mulțumesc, Ovidiu. Alunecări de teren pe drumul național 17B, în localitatea suceveană Holda. Bucăți de pământ și piatră s-au desprins din munte, chiar sub ochii muncitorilor care se ocupau de consolidarea versantului. Wow. Circulația a fost complet blocată. Muncitorii au adus mai multe utilaje cu care încearcă să elibereze drumul. În zona au loc destul de des alunecări de teren, motiv pentru care autoritățile locale au început să ia măsuri. Însă, de-a lungul timpului, drumul național 17B a devenit din această cauză aproape impracticabil. Regii dansului au revenit la București cu un spectacol memorabil. Sala Palatului a fost neîncăpătoare pentru Lord of the Dance, trupa înființată de legendarul Michael Flatley. Grupul de step irlandez face un tur aniversar cu spectacole în peste 200 de orașe din întreaga lume. Trupa Lord of the Dance a făcut deliciul a mii de bucureșteni îndrăgostiți de step, dansul irlandez atât de popular la nivel internațional. Au pregătit un nou show cu elemente total noi, cu muzică nouă, costume noi, elemente acrobatice și efecte speciale total diferite față de ceea ce s-a întâmplat în show-urile anterioare pe care le-au avut în România. Spectacolul a făcut parte din turul 25 Years of Standing Ovations și îmbină tradiția cu tendințele contemporane. Trupa care a luat naștere sub coordonarea lui Michael Flatley a venit în România 7-a oară. Ultima oară a ajuns la București în 2019. Grupul a sedus publicul în pași de dans, iar robotele de aplauze au curs după fiecare moment. Noi îi cunoaștem, îi urmărim de foarte mult timp și acum am venit să-i vedem live. Din punct de vedere artistic, sunt unici. Nu am mai văzut până la ei asemenea spectacol. Un spectacol grandios. Cât ori a venit în România, am fost aici. E spectaculos. Sunt foarte talentați. Nu știu dacă avem ocazia să îi mai vedem. Deci de-aia venim, să îi mai vedem. Mai scumpă înghețată se fabrică în Japonia. O porție costă aproape 6.000 de euro, iar rețeta este pe măsura prețului. Frunze de aur, trufe albe italiene, brânzeturi naturale și drojdie de sake se regăsesc pe lista ingredientelor celebrei înghețate. Bucătarul care a creat acest desert a îmbinat ingrediente europene și japoneze, iar perfecționarea rețetei a durat aproape un an și jumătate. Creatorii au și recomandări privind servirea înghețatei să fie servită cu o dulceață moale cu arome slabe. O chitară care a fost spartă pe scenă de Kurt Cobain, liderul legendarei trupe Nirvana, s-a vândut pentru aproape 600.000 de dolari.
Cel mai impresionant a depășit de 10 ore așteptările casei de licitații. Nu se știe exact la care dintre concerte Cobain ar fi spart chitara, dar se știe că s-a întâmplat în 1991, când Nirvana și-a lansat cel de-al doilea album. Licitația a avut loc într-o celebră cafenea din New York, unde au fost expuse 1200 de piese care au aparținut unor legende din industria muzicii, precum Dolly Parton sau formația Van Halen. A fost protest în Italia, celebra Fontana di Trevi din Roma a fost înnegrită cu cărbune de activiștii de mediu. Șapte tineri din grupul Ultima Generație au manifestat față de schimbările climatice și au turnat cărbune lichid în apă. Ei au afișat pancarte pe care scria "Nu vom plăti pentru combustibilii fosili" și au scandat "Țara noastră este pe moarte". Polițiștii au intrat în apă și i-au reținut, iar tinerii vor trebui să plătească daune de 60.000 de euro. Primarul Romei a condamnat protestul, cel mai recent din seria, care vizează monumente istorice din Italia. Farul Constanța este noua regina a fotbalului românesc. Imagini fabuloase cu Hagi și jucătorii săi de după victoria cu FCSB. Vedeți la Focus Sport după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi! Bună ziua, Livia! Bun găsit tuturor! Astăzi vremea este răcuroasă în sud-vestul țării, în timp ce în restul zonelor temperaturile sunt normale perioadei. După amiaza și seara se va înnora, vor fi averse cu descărcări electrice în Banat, în sudul Crișanei, în Oltenia și Muntenia, pe arii restrânse și în Dobrogea, iar izolat vor fi căderi de grindină, apa strânsă va depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul este activ în sud-est. Temperaturile maxime se situează între 19 și 27 de grade. La noapte se adună nori, în partea de sud-vest vor fi ploi și descărcări electrice, iar temperaturile minime se vor încadra între 5 și 15 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Oriental spre minus 2 grade, dar mai ridicate pe litoral și în delta până spre 16-18 grade. Acestea au fost deocamdată informațiile despre vreme, însă vă aștept și la Focus 18. O zi frumoasă tuturor! Livia! Mulțumesc, Georgia. Doamnelor, domnilor, Focus se încheie aici, dar știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Rămâneți pe Prima TV de la ora 18. Colega mea, Andreea Bereclanu, vă așteaptă cu principalul jurnal. Noi continuăm pe Prima News, o după-amiază cât mai frumoasă să aveți. La revedere!